seara, dragi prieteni ai sportului, bun regăsit aici la Metropola TV, la obișnuita noastră întâlnire de sâmbătă, de fiecare după amiază cu sportul. Rulăm în tot felul de discipline sportive, ieri după amiază am avut basket, dar astăzi, ca la final de săptămână și înaintea unor evenimente importante legate de echipa națională, ne întoarcem la tricolorii pregătiți de Edi Iordănescu. Suntem, dacă n-ați voi, în formulă completă și îl salut pe Ionuț Florea. Bine ai revenit, Ionuț, te salut! Ionel, bine te-am regăsit. În centrul liniei noastre de atac este Dacian Varga, pregătit și astăzi să ofere destule argumente serioase la părerile pe care le va avea. Te salut, Dacian, bine ai revenit. Te salut, Ionel. Așadar, ne pregătim de partida cu reprezentativa Finlandei. După două deplasări în care, din păcate, tricolorii noștri, pregătiți de Edi Iordănescu, nu au găsit calea către succes, nici măcar către gol, domnilor. După partida cu Muntenegru, iată că a venit un alt eșec, dar spuneam puțin mai devreme, înainte de emisiune, că de această dată, măcar la un anumit nivel, Ionuț, prestația echipei noastre naționale a fost parcă puțin mai convingătoare, deși scorul final nu ne-a ajutat nici de această dată. Da, Ionel, este clar că am văzut ceva schimbări. În primul rând am văzut o schimbare de așezare tehnico-tactică, pentru că am început în 5 pe linia de fund. Din punctul meu de vedere am văzut un 5-3-1-1, pentru că Maxim juca în spatele lui Pușca și încerca pe faza ofensivă să-l ajute. Am văzut o schimbare de scor, pentru că am pierdut doar la un gol față de prima manșă, dar cel mai important, așa cum sublinea și Dacian înainte să intrăm în direct, am văzut o schimbare de atitudine. Este clar însă în momentul de față că Edi Iordănescu încă nu a găsit cheia, cel puțin nu ceea ce înseamnă primul 11, pentru că iată, schimbă aproape întreaga echipă față de partida din Muntenegru. Am văzut o oarecare abordare mult diferită și mai apropiată de ceea ce ne dorim, însă atât timp, cel puțin din punctul meu de vedere, Ionel și Dacian, că nu vom avea cel puțin 7-8 jucători să fie bătuți în cuie de la meci la meci, va fi greu să construim o echipă cu care să avem sau de la care să avem așteptări foarte mari. Dacian, o așezare precaută a lui Edi Iordănescu, un 5-4-1, foarte probabil așa cum arăta pe hârtie, poate cu această mixtiune acolo în spatele lui Pușca și a lui Maxim, încă din start parcă se vedea nu, intenția selecționerului de a securiza într-un fel propria jumătate de teren, nu? Cu această așezare precaută cu 5 fundași. Da, în primul rând aș vrea să subliniez cum a spus și Ionuț, mie unul sincer mi-a plăcut. Mi-a plăcut, chiar dacă am auzit multe voci, că iar ne-am apărat, că am jucat cu 5 fundași. Dacă ne aducem bine aminte, cred că și Chelsea a câștigat Champions League cu 5 fundași. Deci nu, asta nu este o problemă, că ai jucat cu 5. Contează cât ți-a aduci în preajma careului. Exact. Ocazia am avut. Exact. Dinamica jocului contează foarte mult. Dinamica jocului. Am avut mai multe ocazii decât în primul meci, în Muntenegru. Doar, părerea mea, doar, nu știu, lipsa de inspirație, neșansa a făcut să nu știu, de exemplu, să nu intrăm cu 1-0 la cabine în prima repriză. N-am ce să reproșez, sincer, chiar nu am ce să reproșez jucătorilor noștri. Am văzut determinare, am văzut ceea ce mă nemulțumea până acum, am văzut multe alunecări, da? Multe alunecări, dăruință, s-au bătut pentru fiecare minge. Repet, cred că doar neșansa a făcut să nu plecăm de acolo cu cel puțin un punct. Bine, discuțiile au fost cel puțin și după această partidă la fel de ample, legate ba de situația selecționerului Edi Iordănescu, contestat în continuare de foarte mulți oameni de fotbal, ba de situația jucătorilor și undeva, domnilor, suntem chiar la mijloc. Adică părerile care vin din tot mediul fotbalistic cam aici se învârt. Ori poate Edi Iordănescu este la acest moment un tehnician care nu are experiența necesară pentru a conduce o echipă națională și a lua măsurile cele mai bune, dar foarte probabil, mai aproape de adevăr, sunt cei care spun cu siguranță că jucătorii pe care îi avem în acest moment nu se mai ridică, din păcate, la valoarea celor de altă dată. Și ne uitam, domnilor, la Pușcaș, de exemplu, un jucător care pentru mine uimitor. Am văzut clauza de reziliere de la Rednic este de 5 milioane de euro. Să nu poți să marchezi în acea fază un jucător de atac care îmbracă tricoul echipei naționale. Ce vină mare Dacian Varga în acel moment antrenorul, că spunea că intram cu 1-0 și poate că alta era situația. Exact, asta spun. Adică ce poate să spună Edi Iordănescu? Ce putea să spună? La acea fază? Ce mai putea să spună? Și la județ, cred că un jucător de Liga a 3-a în acel moment ar fi reacționat așa cum trebuie. A băgat capul în pământ, ca la județ, și a șutat atât de prost către poartă. A dat cu latul, cred că s-a și dezechilibrat puțin și a dat... era mingea sub el. Pe exterior. Avea mingea sub el așa și e greu să mai faci pendulare, să mai dai la poartă. Tocmai de asta a dat așa încet cu latul. Cred că nici nu se aștepta, cred. Că nu se mai aștepta să mai vină un fundaș să scoată mingea aproape de pe linia porții. Referitor la cei 5 din apărare, mi-au plăcut cum s-au dublat. O singură dată a lipsit dublajul în dreapta, Manea la Rus. Rus nu l-a dublat pe Manea și a ieșit, din păcate, acel gol. Dar vreau să te întreb, Dacian și Ionel, nu crezi că lipsa asta de meciuri din picioare a multora dintre jucătorii noștri
atârnă extrem de greu, pentru că să nu uităm ce a făcut Pușcaș și în 2019 la acea campanie a tineretului din Italia. A tras echipa după el, reușea să creeze spații, să marcheze. E diferență mare tineretul, eu nu... Știu, e dar mă refer la încrederea pe care el o avea. La tineret joci doar cu jucători de aceeași vârstă ca tine. Am înțeles, dar mă refer la încrederea pe care o avea el, pentru că, să nu uităm, rămăsese singur cu poarta goală. Acel fundaș a apărut de nicăieri, dar dacă, așa cum sublinia și Ionel, ridicai un pic privirea, puteai să o dai de unde a venit, de unde ai venit tu și să-l prinzi pe contrapie pe acel fundaș. Și el pur și simplu a dat-o în picior. Aici, dacă se făcea acea fază, cum o vedeam eu, de exemplu, te oprai ca un jucător de certă calitate și șutai după aceea, cum spunem noi fotbalistic, nu mai juca la agruparea respectivă, unde evoluează în acest moment. Dacă făcea o fază notabilă așa, să fi văzut mingea în... Dar cred că ai dreptate, Ionuț, adică totuși continui să cred acest lucru, să ne uităm de unde plecăm pentru a vedea ce dorim de la echipa națională în acest moment. Jucătorii de aceea în Varga, mulți dintre ei sunt într-o situație delicată. Cei care, din fericire, mai evoluează. Iată, Nuci Căldău pe la Galata, situația este complicată. Iată, Mihăilă nu prea evoluat la Atalanta. Bine, dar dacă... în meciul ăsta Mihăilă nu a jucat. Nu, spun în general. Și când vii totuși la echipa meciul națională... Cu Bosnia, scuză-mă, în meciul cu Bosnia, cred că 80% din jucători au jucat. Da, păi cred că a schimbat Edi Ordănescu și din acest punct de vedere, pentru că s-a văzut în prima partidă. Cred că în afară de Niță, jucătorii... da, în afară de Niță, linia de fund a fost a CFR-ului titulară, da? Cu Banea, Burcă și Camora. Adică au avut jucători care au jucat meci de meci. Acolo. Chiar Burcă chiar a lăsat o impresie destul de bună. În special așa a plăcut de votamentul lui, cel pe care îl ceream de la toți jucătorii echipei naționale. Iată că Burcă, sufletiți de altfel, a arătat destul de bine în acest punct de vedere. Mi-a plăcut și Chiricheș acum. Da, când, e de... Și uite, eu aș mai evidenția un jucător care poate trece ușor neobservat, dar implicarea lui este totală atunci când intră. Este jucătorul Marius Marin. De la el a venit tonul agresivității pozitive, pentru că de fiecare dată primul aminge, chiar dacă cu limitele sale, pentru că să nu uităm, vine de la o echipă retrogradată sau din ligile inferioare, nu este vreun titular în prima manșă, să spunem așa, a marilor echipe. Însă am văzut implicarea lui, dăruirea și tonusul acela de care am avea nevoie să-l vedem la mai mulți jucători. Cred că aici se face diferența. Cei care au și calitate ies mai ușor în relief, nu? Calitate tehnico-tactică. Nu trebuie, de fapt, cum spuneai tu, Dacian, să pluseze foarte mult acest factor fizic. Cel care are calitate. Din păcate nu mai avem foarte mult. În schimb, alții plac prin acest entuziasm pe care îl au, pentru că este cam singura lor armă. Din exact. Păcate, unii dintre jucători. Da, asta spun. Măcar... Asta cu asta să compensăm. Exact, cu asta putem să compensăm. Chiar dacă ei sunt mai tehnici ca noi, sunt mai soliți ca noi, putem să compensăm și noi prin chestiile astea. Pe mine asta m-a mirat. De ce nu în asta primul meci nu am putut să facem față celor de la Muntenegru? Bine, mă gândesc că poate și această campanie după partida cu Muntenegru, a presei sportive, a specialiștilor, probabil că i-a mai montat un pic pe jucătorii echipei naționale. Că și ei citesc, chiar dacă unii spun că nu prea urmăresc presa, reacțiile din țară, prieteni cunoscuți. Crede-mă, când jucam fotbal și eu la fel spuneam, nu citesc presa, nu ne dar uităm. Dar spuneam măcar colegii și tot, băi, stai hai să fim serioși. Și erai curios atunci, băi, ce au scris ea de mine, Dacian, ia să văd, băi, chiar așa și... Oricum, cred că i-a mișcat și chestia asta pe jucătorii echipei naționale, care au arătat mai bine. Acum, acest progres, nu, care s-a făcut vizibil în partida cu Bosnia, trebuie să fie mai pregnant în meciul cu Finlanda, în care, din păcate, iar nu plecăm cu prima șansă, dar nu neapărat asta contează, ci să vedem ceva. Într-o partidă găzduită de stadionul din Giuleș și, din fericire, se spune că toate biletele au fost vândute, iar Ionuț, meciul se va derula într-o atmosferă, cel puțin la început, caldă, că dacă, din păcate, prestația și scorul nu ne ajută, cred că intuim ce se va întâmpla. Acesta este și motivul pentru care neoficial partida aceasta cu Finlanda a fost mutată în Giuleș din Ghencea, pentru că la precedenta partidă, cea cu Grecia, amicalul acela, reacțiile au venit încă de la începutul partidei, a fost o atmosferă ostilă, spun eu, care nu ar fi trebuit să se întâmple la un asemenea nivel și mai ales la început de drum, pentru că să nu uităm până la urmă Ionel și Dacian, Edi Ordănescu este la început de drum. Ceilalți selecționeri au fost judecați după 4, 5, 7, 8, 10 partide. Haideți să-l lăsăm și pe el să vedem dacă poate să ducă echipa națională la un alt nivel sau nu. Spune mai devreme de ceea ce a spus presa și a scris după partida din Muntenegru. Crezi că după 24 de ani de necalificări la campionate mondiale, după 6 ani de necalificare la un campionat european, mai ai nevoie să te mitralieze presa pentru a-ți da o oarecare ambiție, să încerci să schimbi și tu ceva pentru fotbal românesc? Așteptările sunt întotdeauna mari, Ionuț și Dacian Varga, indiferent cine conduce echipa națională, indiferent cine îmbracă tricoul cu tricolor, așteptările fanilor, și cred că sunt normale până la un punct, sunt mari de fiecare dată. Fanii vor să vadă abnegație, dorință și, de ce nu, rezultate favorabile. Tocmai de aceea ei amendează de fiecare dată, nu? Când lucrurile nu merg în direcția dorită. Eu sunt convins că dacă la meciul de pe teren propriu cu Finlanda
o să vedem aceeași determinare, da? Dăruință și, Doamne ferește, pierdem. Da, publicul o să eu cred că o să fie aplaudați jucătorii. Atunci ai văzut, exact. Au văzut, da? Că au văzut că e dorință. Atât s-a putut. Atât s-a putut. Dar dacă îți dai viața pe teren, da? Nu cred că... Sau să găsești 1, 2, 7, 10 spectatori care sunt nemulțumiți de rezultat. Dar totuși, din punctul meu de vedere, avem cel mai greu meci. Părerea mea, Finlanda este cea mai bună grupă în momentul de față. Da, care vine într-o poziție foarte, foarte bună, iar la noi, deci, din păcate, am pierdut două partide, nici măcar nu am marcat, iar Edi Iordănescu este nevoie, nu, să caute soluții cu pregătire în compartimentul ofensiv, cu ce avem la dispoziție acum. Ăștia sunt jucătorii, asta avem, nu? Să găsească acolo cele mai bune variante. Da, este cam greu, ținând cont că acum Alibec a suferit și o ruptură. Da, nu este Alibec. Nu este Alibec. Singura, să spun așa, între ghilimele, problema lui Edi Iordănescu, din punctul meu de vedere, a fost că nu a făcut acea schimbare imediat după ce s-a rupt Alibec. Adică l-ai mai ținut 10 minute pe teren. Nu mai avea schimbări. Păi a făcut 4 schimbări. Din ce am înțeles, nu mai avea schimbări, de-aia a rămas pe teren Alibec. Nu se fac, nu se pot face 5 schimbări? Știu că 5, dar din ce am citit, nu ar fi putut să părăsească terenul pentru că se epuizaseră toate schimbările. Sper să nu greșesc. Și a rămas acolo figura. Rămas... Atunci e de înțeles. Da, el a forțat mai devreme, adică cu schimbările și ruptură făcute. E foarte grav să joci cu ruptură pentru că ți-o extinzi. Exact, mult mai greu să te recuperezi. Asta spun. Nu, pe de altă parte avem această serie de 4 partide într-un timp atât de scurt. Primele două s-au consumat, din păcate spunem cu eșecuri, fără gol marcat. Următoarele două, care sunt acasă, ar trebui să aducă, dragi prieteni, rezultate favorabile. Iar Edi Iordănescu este sub presiune în acest moment, pentru că părerile, spuneam, sunt împărțite. Chiar Edi Iordănescu spunea, domnilor, la ce avem acum? Haideți să ne gândim la o strategie pe termen lung, să nu ne mai intereseze rezultatele, să creionăm o garnitură tânără, să avem răbdare, să o creștem. Dar cine, domnilor, are răbdare în fotbalul românesc? Eu nu cred că, nu știu, nu sunt de acord cu chestia asta, pentru că echipa națională nu poți să stai, să treacă încă 5 ani, 4 ani să facem o echipă? Și ai vreo certitudine? Păi nu, evident adică că dacă, n-ai. Dacă crește ai avea jucători... o certitudine, uite, pregătim acești jucători, nu știu, 2, 3 ani, 4 ani de zile și peste 4 ani ne calificăm, ok. Cine îți garantează? Dar nu îți garantează nimeni, iar la echipa națională, părerea mea, trebuie... Se cer rezultate imediat. Exact, se cer rezultate. Nu poți să stai. Plus că este foarte greu ca antrenor la echipa națională, pentru că nu ești zi de zi cu jucătorii. Îți faci o strategie legată de anumiti jucători și până la următoarea convocare, din păcate, unii dintre ei poate nu mai sunt în formă. Exact, nu mai sunt în formă și atunci... Te uiți la fondul poate tu vrei să-l bagi, dau un exemplu, nu știu, pe Chiricheș, dar poate, Doamne ferește, s-a accidentat Chiricheș sau alt jucător, Camora sau XY, nu contează, da? Poate la echipa de club nu mai joacă. Nu, și se pune și eu nu și această problemă. Timpul pe care îl are selecționerul, nu neapărat că este Edi Iordănescu, fiecare dintre ei, nu? La dispoziție este destul de scurt. Jucătorii vin cu baza de la echipa de club. Poți retușa acolo anumite aspecte tehnico-tactice, dacă schimbi oarecum radical, nu prea este cazul. Și atunci, ce poți să faci tu ca antrenor? Să-i motivezi, evident, să-ți implementezi ideile tale tehnico-tactice. Cred că merge mult pe motivația jucătorului, părerea mea. Doar să... Nu prea ai prea multe de făcut. Da, să-i distribui adică, pe posturile pe care joacă de obicei la echipa de club. Să ai multe discuții cu ei, să le spui ce... Pentru că nu poți să faci două antrenamente. Nu poți să faci două antrenamente. Maxim, să zic că, nu știu, de două ori. Nu, dar eu continui. Cred că nici de trei ori nu poți să faci câte două antrenamente. Unul e recuperarea. Exact, pentru că... Cum e ritmul ăsta acum, exact, 4 ai ținând cont că ai venit și după un campionat întreg, majoritatea jucătorilor au jucat. E greu pentru noi, pentru jucător român. Este greu. Da, noi avem și alți ăsta, din păcate. Vedem și alți fotbaliști, da, care au deja, nu știu, 50-60 de meciuri jucate deja. Și pentru aia toți sunt proaspeți. Sunt proaspeți. Adică da, vom vedea acum, cred că Edi Iordănescu va face din nou ceva modificare acolo, nu foarte, foarte multe, tocmai de aceea are un lot cât de cât larg la dispoziție. Cele două partide precedente au arătat unde ar fi nevoie. Încearcă și el fără a avea siguranța, nu garanția, că dacă face anumite schimbări, echipa națională va arăta mai bine. Ar trebui, Ionut, să arate mai bine. Dar vom vedea mâine seară dacă alegerile lui Edi Iordănescu vor fi de această dată mai benefice pentru rezultatul final. Pentru că e nevoie clar de victorie. Bun, este clar că este nevoie de victorie, Ionel, însă cel mai important aspect este cu cine jucăm în atac. Îl forțăm din nou pe Pușcaș sau revenim la cazul Tănase sau poate fi surpriza Andrei Ivan, cel care a mai jucat acolo și poate fi un jucător de explozie. Pentru că, sincer să fiu, între Ivan și Tănase l-aș prefera totuși pe Ivan să joace acolo. Îi pare mai de-al locului, dacă îmi permit să
să folosesc tenul acesta. L-am văzut pe Tănase destul de stingher în Muntenegru, întotdeauna contratimp, cu spatele la poartă, nu este poziția lui și se vede că nu se simte confortabil acolo. De aceea, Edi Iordănescu ar trebui să încerce să-i pună pe jucători să joace ceea ce știu ei mai bine, chiar dacă încearcă, bineînțeles, pentru binele echipei să-i mai poziționeze și în alte locuri. Sunt curios dacă o să păstreze, sunt curios dacă o să păstreze 15 fund. Același sistem defensiv care am jucat în Bosnia. Da, probabil că nu, cred că va fi o așezare oarecum mai ofensivă, dar pe de altă parte mă gândesc la ce în vargă, alegerile lui Edi Iordănescu. Ivan a jucat în ultima perioadă la echipa de club, la CS Universitatea Craiova, undeva în lateral. Și probabil cu revenirea lui acum în centrul liniei de atac, probabil că aici a gândit Edi Iordănescu. Băi, nu știu dacă se mai acomodează și la echipa națională, poate e mai greu la club, dar la echipa națională, unde n-ai foarte multe antrenamente, cum spuneai, revine ca vârf de atac, unde clar are calitate, nu? Probabil că mai avea pe Tănase care joacă acolo în postura aia și-o fi zis, a considerat, bă, Tănase joacă aici la echipa de club, poate că face treabă și la națională. Tănase ca număr 9 nu a dat randament. Eu mai degrabă îl văd pe Tănase mai în spate să poată să primească mingea să... Îți aduce aminte de aceea în momentul în care a venit Victor Pițurcă și l-a mutat pe Ivan din bandă în atac, a început să marcheze? Trecea printr-o perioadă dificilă și nu reușea să marcheze. Victor Pițurcă l-a readus vârf împins, obligat și de accidentările care au fost în această poziție și Ivan s-a descătușat, a început să marcheze. Deci păi este... Se vede oarecum dacă n-ai voie și experiența unui antrenor. Probabil că Victor Pițurcă, la adăpostul anilor îndelungații petrecuți pe banca tehnică, nu, are și acest flair. Nu că Edi nu l-ar avea, dar poate că experiența antrenorului iese la iveală și atunci când mizezi pe un jucător, domnule, ia să-l mutăm aici, că poate dă randamentul mai bun, nu? Nu-ți iese întotdeauna, dar probabil că va încerca și Edi Iordănescu, pentru că nu are soluții prea multe, din păcate. Că dacă avea vreo 5 atacanți, băi, mă consultam cu staff-ul, cu cine joc, așa nu prea e cu cine. Cred că nu mai e mult până o să vedem echipa de start, nu? Mai avem o zi la dispoziție. Da, și eu sunt curios să văd ce prim 11 o să alinieze Edi Iordănescu. Măcar să vedem, măcar. Adică dacă am ajuns să ne bucurăm la echipa națională, măcar să marcăm, înseamnă că, fără să conteze rezultatul final, este extrem, extrem de puțin. Trebuie să marcăm și să câștigăm. Da, pentru noi 3 puncte sunt de aur, să spun așa. Dar... cred că și cu un rezultat de egalitate rămânem în cărți pentru mai, primele două locuri. Ținând cont că 4 puncte în 2 meciuri. Dacă faci egal acum, clar, partida următoare și ultima din această serie, nu-ți mai rezervă altă variantă. Asta am spus. Victoria. Adică eu cred că și cu 4 puncte putem să evităm pretenții la locul 2. Calculele înainte... Cu 6 ar fi senzațional pentru 6 puncte. Calculele înainte de startul acestei grupe spuneau în felul următor. Dacă vom câștiga grupa, avem asigurat locul de baraj pe calea aceasta a Ligii Națiunilor dacă ratăm preliminariile normale și ocupăm locul 2, adică ne vom califica în a doua urnă la tragerea la sorți pentru Euro 2024. În eventualitatea în care mergem mai jos de locul 2, locul 2 sau locul 3, nu ne ajută cu nimic. Nici nu ne face bine, nici nu ne face rău. Pentru că vom fi în urna 3-a valorică la tragerea la sorți. Dacă terminăm pe locul 2? Da, 90% suntem în urna 3-a valorică. Dar mai este un aspect important. Datorită faptului că Germania este țară gazdă și din cauza faptului că Rusia va fi exclusă, România are șanse peste 90%, chiar dacă termină pe locul 3, să prindă baraj pe drumul acesta al Ligii Națiunilor. Doar dacă am terminat pe 4 și am retrogradat în cea de-a treia urnă valorică a Ligii Națiunilor, nu vom prinde barajul. Deci în eventualitatea în care România nu se califică prin drumul normal, preliminariile normale, avem această portiță, chiar dacă terminăm pe 3, să mergem într-un baraj, dar, bineînțeles, la cum arătăm, ne va fi greu și prin acest baraj să ajungem totuși la Euro. Dar știți cum este, că întotdeauna cel mai important meci este cel care urmează. Calculele vor fi actualizate după meciul de mâine seară. Depinde, cu toate că am spus, din punctul meu de vedere, Finlanda este cea mai puternică din grup. Și este o echipă foarte bine pregătită fizic, pentru că acest angajament este dus uneori la extrem. Noi nu mai regăsim, din păcate, cam același tonus de foarte multă vreme. Nu mai avem nici jucătorii, pentru că mă uitam puțin mai devreme, s-a făcut de către ProSport 11-le ideal la 100 de ani de fotbal în România. Dacă ne uitam la numele legendare de altfel de acolo, evident că nu putem să păstrăm aceeași generație. Vin alții din urmă. Și e greu să facem acele comparații. Bă, cum era Dacian Varga și cum este acum Ahmed Bani, să dau un exemplu, nu? Dar spuneam, fanii au dreptate să ceară rezultate și abnegație la echipa națională. Dacă vin, e bine. Dacă nu vin, tirul este îndreptat către cei care sunt acum, acolo, pe banca tehnică și jucători echipa națională. Da, Ionel, ai perfectă dreptate, dar nu știu. Suporterul cred că ar trebui să înțeleagă și el puțin că
să facă sau să facă o comparație. Ce jucători avem exact. În echipa națională și ce jucători sunt, nu știu, de la echipele adverse. Dar nu mai găsim Dacian și Ionuț, din păcate, nu mai găsim acel Thomas. Ați văzut cine a intrat la pauză? Pjanici. Da, despre ce vorbim? Ce nume? Da, uite, despre ce vorbim? E ceva foarte ciudat că în această grupă Finlanda este singura echipă care a fost la un turneu final recent. Noi nu, Bosnia nu, Muntenegru nu. Da, da, Bosnia a jucat baraj. Și se vede clasament. Au jucat baraj. Spuneai tu mai devreme și subliniai și Ionel despre suporter dacian. Este perfect adevărat să fie o nemulțumire, mai ales că suntem într-o grupă unde nu avem niște forțe. Haideți să ne aducem aminte cu cine se bătea România în grupe de turnee finale și reușeam să ieșim din grupele acelea. Da, nu, dar trăim din amintiri. E adevărat, dar suntem într-o grupă cu Finlanda pe care o băteam de la 4 goluri în sus, o grupă cu Bosnia care nu însemna nimic, Muntenegru în afară de cei doi. Nu însemna. E adevărat, dar uite, în Muntenegru aproape 70% dintre cei care au intrat titulari sunt jucători cu o cotă de 300-500 de mii de euro. Da, dar bine, că și aceste Nu uităm, golul 2 este făcut de Radunovic, adus pe 300 de mii de la Astra, și de Vukcevic de la UTA, la fel 200 de mii. Deci da, nu sunt niște jucători. Asta, noi avem pretenția să avem... A fost un accident. Știu, dar a noi, fost un accident, noi avem adică... valori pe transfer market de milioane și întâlnim niște adversari care au o cotă de piață mult mai mică ca a noastră și reușiți totuși să se ne bată. Bine, și acele cifre sunt oarecum relative, nu sunt foarte departe de adevăr aceste, știu eu, aprecieri legate de valoarea jucătorilor. Se contează foarte mult, știu eu, combativitatea și dorința de a fi la echipa națională, care, din păcate, cred eu, acum la mulți jucători, eu continui să cred că și statutul lor de la echipa de club nu-ți mai dă același tonus când vii la echipa națională. Dacă acolo ești liniștit, ai evoluții constante. Pe cine are evoluții constante? Cine are un statut din ăsta? Asta spun. Și atunci ai venit la echipa națională mult mai liniștit. Acum, în această vară, nu că luăm apărare jucători, că nu e cazul nostru. Dar ei nu știu viitorul lor. Nu ești foarte sigur la echipa de club. Păi și nu încerci să te afirmi la națională să poate poți să pleci de acolo? Stare, dacă nu joci la o echipă de club, vii aici în lumina reflectoarelor, încerci să dai totul, să fii apreciat și să pleci de acolo, păi de nu, unde dacă nu joci. Așa, eu nu stădeau totul la echipa de club, evoluau constant acolo, arătau foarte bine. Da, dar majoritatea, de exemplu, cu Bosnia au jucat constant la echipele de club. Doar că au jucat... Da, față de ce a fost cu Muntenegru, dar... Bosnia, majoritatea, au jucat constant. Așa. Dacă îi luăm pe fiecare în parte, cred că în afară de Da, dacă îi luăm pe fiecare în parte, dacian, o să vezi cam care este valoarea la care au jucat. Liga unde întâi, evoluează? Liga 1, Niță rezervă, Răzvan Marin retrogradat, Marius aproape Mihail retrogradat. În prima da, partidă. Cagliari a retrogradat, deci Răzvan Marin a retrogradat. Pușcaș nu joacă sau joacă în Cum, Liga 2. Joacă la... Marius Marin este la Pisa în Liga 2, deci noi în afară de Chiricheș, și Maxim la Gaziantep. Deci extrem de puțin ei joacă, dar unii joacă la un nivel foarte slab, iar unii joacă și nu prea. Camora, campionul României, Burcă, campionul României. Nu România, care nu-ți oferă foarte multe garanții. Chiar dacă vorbim de jucători cu mare experiență, acolo... Atunci să nu mai luăm din România. Ar trebui să se vadă. Să nu mai luăm din campionat românesc. Păi de unde să ia? Stai că vine acum turneul european și vedem unde suntem iar. Iar noi iar ne lăudăm aici, iar ne batem, știi cum facem noi. Și în turul 2 începem. Am căzut cu Flora Tallinn, am căzut cu nu știu cine. Păi da, da, numai ei s-au egalizat valorile. Dar de ce se egalizează valorile doar când echipele românești sunt în competiție? De ce o echipă mai bună întâlnește pe una mai puțin slabă și îi dă 4? Nu, dar aici probabil, nu știu, dar aceea încunează și foarte mult strategia pe care o fac conducătorii de club. Pentru că de foarte multe ori se mulțumesc să câștige titlul în România, nu? Fără să facă niște investiții cu adevărat justificate. Adică în bani adevărat, să aducem niște jucători. Mă uitam și la CFR, ce a adus acum. Poate că la o primă evaluare sunt anumiți jucători care au o cotă destul de bună. Dar nu se rupă inima târgului, să zici, băi, este echipa campioană, vrem să facem un parcurs remarcabil în Europa, băgăm mâna în buzunar. Dar nu-ți garantează nimeni asta. Totuși e altceva, pleci cu alte argumente la drum. Ok, dar... Și riști să, nu știu, să arunci un milion sau păi și așa nu mai merge 800 nicăieri, de mii, un milion pe un jucător? E adevărat, dar vrem să facem. Dacă ai luat 3-4 jucători, să dai păi câte un milion, deja puțin, sunt 4 milioane, numai, puțin, numai transferul, plus salariu. Păi uite, îmi spunea cineva că la Ferencvaros, o echipă din Ungaria cu prestații bune în cupele europene, salariile sunt la 50.000 de euro. Da, da, nu dăm păi, ca să ajungem acolo, trebuie să plătim, să da, aducem calitate. Da, da, în Ungaria, cred că ajută și statul. Nu, echipa nu. Acolo finanțatorii care, ca să aducem jucători de bună calitate, nu trebuie să-i plătim. Ca să avem speranță că mergem ca să-i plătești, trebuie să ai și bani. Păi, atunci ce facem? Nu mai avem pretenții. Păi, asta e, că nu avem bani de atât aici. Putem. Atât avem. Păi, atât putem. Și ne mulțumim cu ce avem aici în campionat și tocmai de păi aceea aici spui. După aceea, dacian, că vine Camora, da, care în Liga 1 este bun, la CFR, experiență va te-i dă dreptul, dar când joci de echipa națională,
nu mai avem aceeași prestație, că e alt nivel totuși, nu? Alt nivel, pe de asta spun, adică și suporterul cred că ar trebui să pună puțin în balanță ce jucători sunt, ce jucători avem noi, da, echipa națională, și ce jucători au celelalte țări. Știi care e problema dacian? Pentru că suporterul român se uită la televizor și vede nume mari din fotbal românesc care ies și spun că noi avem valori, că noi avem fotbaliști, că noi avem, că noi avem, și atunci te întrebi, băi, dacă tot toată lumea spune că avem... Așa o fi? Așa o fi, dar unde sunt rezultatele? De ce noi tot ne lăudăm că noi suntem tehnici, că noi... Ce? Unde? Unde sunt oamenii ăștia? Am avut o generație la Euro care a atins semifinală. Câți dintre ei îi mai vezi acum jucând la un nivel înalt? Câți dintre ei? Da, trece și i-am lăudat zicea... în vara aceea ca pe nimeni alții, parcă ar fi câștigat un turneu final. Pentru că mai suntem obișnuiți, Ionuț, nu mai suntem obișnuiți, din păcate, cu rezultate de genul ăsta. Și atunci când noi vedem o speranță acolo, dar noi de ce vedem doar mâine și vedem și mai departe? Gata, ne gândim că suntem campioni europeni. Să știi că nu e vina nimănui că nu au putut să nu, facă pasă. Nu, este strict vina lor. Fără discuții. Adică crezi că dacă... Dar nu generația ar fi trebuit să asigure continuitatea, că au trecut 3 ani. Păi da, trebuie să confirm pentru asta. Trebuie să confirm. Da, la echipa, la echipa mare, nu? Acolo. Nu mai sunt toți care erau. Nu, clar. Nu, dar și noi, că spuneam puțin mai devreme, domnilor, de public. Publicul parcă abia așteaptă, din păcate, văzând acum, nu să încurajeze echipa, ci primele sincope pentru a începe să dezlănțuie la adresa echipei naționale. Parcă nu mai este aceea răbdare. Nici nu începe bine meciul și dacă unul a greșit o pasă, deja gata. Nu mai avem acea susținere de altă dată, nu? Care să oferim chiar din tribune respectul și încrederea jucătorilor. Ăștia care sunt în momentul ăsta, că pe ăștia îi avem, nu? Și atunci, dacă din start încep cu aceste lucruri, poate sunt jucători care se timorează mai ușor, care n-au această experiență a jocului internaționale. Și dacă și din tribune fanii vin cu... Din când start... ajungi, Ionel, când ajungi la echipa națională și îmi spui că te-ai timorat, atunci asta e, n-ai valoare. Și du-te acasă. N-ai valoare. Schimbă sportul. A, serios. Adică e greu să cred că un jucător de la echipa națională se timorează când joacă un meci, nu știu cum. În Liga Națiunilor. Dacă ar fi jucat o semifinală de turneu final, Ionel, serios? Ce mai făceam atunci? Nu, e greu să cred. Asta e greu. Astea sunt partide amicale, rebranduite de UEFA, pentru a le da o oarecare importanță. Nu sunt sferturi, nu sunt mondiale. Nu mai ajungem noi deci acolo. Primul rând și cu cine joci. Nu joci cu Franța, exact, nu joci cu Italia, nu joci cu echipe puternice. Păi nu, dar tocmai spuneam că s-au egalizat aceste valori și atunci nu mai e nicio surpriză că te bate Bosnia sau Muntenegru. Pentru mine nu a fost nicio surpriză. Asta spunem. Și atunci, adică pe mine nu m-a mirat când am luat bătaie în Muntenegru. Ne miră dacă câștigăm acum. Oarecum. Nu, nici asta nu mă miră. E ceva normal, adică sunt meciuri care poți să câștigi și poți să pierzi. Adică numai e care pe care. E care pe care. Nu dintre România acum și cu Muntenegru și cu Bosnia-Herțegovina, hai să le dăm 2, la ăștia le dăm 3 și plecăm liniștiți acasă. N-am dat nici măcar unul, da? Păi, asta spun. Repet, jucătorii noștri cred că sunt de aceeași valoare cu cei de la Muntenegru, cu cei din Bosnia, cu cei din Finlanda. Poate... Nu, dar cred că acest context general, în care, din păcate, jucătorii nu mai au calitate, fotbalul ăsta românesc... Nu e vorba că nu mai au calitate, Ionel. Nu, au crescut și, au crescut și celelalte echipe, clar, celelalte și țări. Am stagnat oarecum. Asta nu vreau să dau în jucătorii români că nu au valoare. Au valoare, doar că și celelalte țări, da, și-au crescut jucători și au ajuns și ei la nivelul nostru. Da, și noi am rămas pe loc și iată că de aici această egalizare, să spunem, a valorilor care ne permit, cu ghilimele așa, ca la fiecare partidă a echipei naționale oricum să tremurăm, legat de prestație și de rezultatul final. Păi când n-ai mai tremurat? Zi-mi și mie un meci în care nu ai mai tremurat la echipa contextul. Națională. Asta e contextul. Aveai 3-0 la pauză sau 2-0 la pauză și ai fost liniștit, relaxat. Asta este când de multe ori nu mai marcai și spuneai, băi, am dat și noi un gol și nu mai știm să ne bucurăm. Că dacă nu mai câștigăm, nu mai știm să ne bucurăm, din păcate. Poate că, cine știe, mâine seară, partida asta cu Finlanda să dea un alt contur. Așteptăm, adică mai mult de atât n-avem ce să facem, să avem încredere, nu? Că poate alegerile sunt bune din partea lui Edi Iordănescu, că jucătorii la care va apela vor fi într-o dispoziție bună de joc, că vor găsi un tonus foarte bun mâine seară. Că își vor da viața pe teren. Asta cred că vor să vadă cei care vin la stadion și cei care stau în fața televizorului, vor să vadă fiecare jucător de la echipa națională când intră 2, 5, 10 minute, 90 de minute, că își dă viața pe teren. Și cred că nimeni nu are ce să reproșeze atâta timp cât vede că, nu știu, Chiricheș și-a dat viața, că Camora și-a dat viața, Nița a fost din bară în bară. Pușca și-a ratat de 3 ori cu poarta goală. Nu o să spună poate nimeni nimic, cred. Gol. Poate dă și vreun gol. Nu cred că o să... Dacă vezi că și-au dat viața, cum din punctul meu de vedere, cum au făcut în Bosnia, din punctul meu de vedere, n-am ce să le reproșez.
Mie unul, sincer, mi-a plăcut. Da, tonul ăsta, Ionuț, dacă m-a arătat mai bine în Bosnia, teoretic, ar trebui să vină confirmarea în partida cu Finlanda. Acest crescendo oarecum de formă, de angajament, de abnegație, de dorință, poate și cu realizări tehnico-tactice, să vedem mâine seară. Cam ăsta ar fi mersul logic. Dar ce mai este logic, oare? Mersul logic pentru mine, ți-am zis la început emisiunii, ar fi acela de a începe să cristalizăm măcar 7-8 jucători, să rămână acolo bătuți în cui Ionel, pentru că ok, dar n-ai cum să cristalizezi, n-ai cum, dar Ionuț, dacă schimbi câte 7-8 de la fiecare meci, îți va fi foarte greu să creezi. Da, depinde de ei. Depinde ei să fie, pentru că tu vrei randamentul foarte bun să rămâi exact în echipă. Și asta e adevărat, că dacă la echipa de club te duci și nu joci, mai poți să-l mai bagi la echipa națională? Dar sunt tu ai ales 7-8 jucători, da? Corect, am înțeles. Dacă te referi în perspectivă, într-adevăr, dacă, pentru toamnă. Exact, dacă acum încep meciurile, da? Încep campionatele. Și jucătorul pe care tu, în capul tău, bă, ăsta este fundașul stânga care o să joace la echipa națională, nu joacă la echipa de club, ce faci? Îl bagi să joace la echipa națională? Nu, iar pe de altă parte, dacă rezultatele sunt bune, evident că nu faci foarte multe schimbări în echipă dacă ai câștigat. Așa, dacă ai pierdut, ești nevoit și dar ca antrenor. Dar nici asta nu-ți garantează, Ionel, nimeni, garantează, că dacă sunt 7-8. Și dacă nu faci schimbări, iar nu este bine, pentru că ai lotul destul de complet, nu sunt foarte multe soluții acolo, și atunci ești nevoit să încerci cu alții, mizând probabil pe orgoliul lor, pe dorința lor. Am stat pe bancă meciul trecut, am pierdut, dacă intru eu, probabil că poate dau mai mult, nu? Și Edi Iordănescu este nevoit să facă anumite schimbări. Nici sistemul, dacă îl schimbi de la meci la meci, poți să-i bulversezi. Începi într-un 3-4-3 sau 4-3-3, depinde cum vrei să joci. După aia treci la un 5-3-2 pe fază defensivă, se transformă în 3-5-2 pe fază ofensivă. Dar de ce îi bulversezi? Acum, pentru că nu toți sunt obișnuiți să joace în sistemele astea. Nu știu, tu obișnuiai să joci mai bine într-un anumit sistem sau din noție? Nu, dacă te voi, ce spunea, da, ce nu mai există. Echipa jucător națională. Profesionist. Nu, gata, eu n-am mai jucat în viața mea sistemul 5-3-2. Un jucător profesionist imediat. Da, și atunci se mulează foarte după sistem. Ce adică nu e... Toți acolo sunt jucători profesioniști, nu sunt... N-au 15 ani. Aoleu, pe stai că eu n-am jucat sistemul ăsta niciodată. Da, și oricum la antrenamente faci mai multe sisteme de joc. Te antrenezi pe mai multe sisteme de joc. Da, se studiază depinde, foarte mult. Exact, depinde de adversar. Da, adică de asta spun. Poate acum joacă 4-3-3. Posibil, să revenim la 4-3 sau 4-2-3-1. Eu cred că 4-2-3-1 se potrivește cel mai bine național. Sau poate jucăm tot la fel, cu 5. Da, depinde de Edi Iordănescu. Asta spun, adică ca jucător e greu să cred. Nu am știut sistemul sau nu m-a bulversat sistemul. Păi, da, Edi Iordănescu a spus că echipa a fost bulversată după ieșirea lui Iulian Cristea din minutul 7-8. Da, este timorat și Iordănescu, crede-mă. Și atunci, noi despre ce mai vorbim? Dacă închizătorul care iese îți bulversează tot planul tactic, ce să mai spunem dacă schimbi întregul segment și întregul ax central de la meci la meci? Deci un jucător care este o improvizație acolo, să nu uităm, Iulian Cristea nu joacă de 2-3 ani în poziția, chiar dacă Edi l-a debutat la Gazmetan acolo. Vezi, Ionuț, asta arată totuși lipsa de experiență a antrenorului echipei naționale, pentru că este un adevăr, nu ne ferim de asta, nu? Adică nici el nu poate gestiona foarte probabil la acest moment atât cât și-ar dori. Și atunci face anumite schimbări, încearcă, cu riscul rezultatelor, să găsească o formulă cât de cât apropiată. Este și nevoit să facă și anumite schimbări, pentru că, repede, dacă mergea echipa națională și câștiga, clar, Iordănescu nu mai schimba. 1-2 piese, probabil, s-a accidentat cineva sau... Așa este nevoit să dea șansa altora, care a fost pe banca de rezerve, cu speranța Dacian că vor arăta mai bine. E logic. Da, e normal. Nu a văzut că nu a dat randamentul exact, pe care și l-a dorit el, e normal să schimbe antrenorul. Pentru că nici pe tine nu te așteaptă nimeni. Ai văzut exact ce chiar are și Edi Iordănescu de la oamenii grei din fotbalul român. Dar asta eu nu cred că l-a bulversat pe jucător că a ieșit un jucător accidentat. Dar mai auzit de multe ori din mers la nivelul ăsta. Adică, asta spun, la nivelul ăsta, când deja ești probabil, la echipa națională... Probabil, domnilor, mă și gândesc, Ionuț, nici nu trebuie să intervină foarte mult antrenorul. Pentru că sunt jucători cu mare experiență care, în cariera lor, au jucat tot felul de sisteme, adică... Exact, da, dar n-am mai auzit de multe ori, iartă-mă, Ionel, discuția asta, că n-am mai jucat lângă fundașul central X, n-au meciuri împreună, nu se simt, nu se... Nu este o scuză a fotbaliștilor asta, dar ce, eu n-am mai jucat cu X pe fund, că nu mă simt cu el față de cum mă simțeam cu celălalt. Nu spuneați asta câteodată? Eu n-am mai jucat în banda stângă cu el, că eu știam, veneam...
La echipa de club e mai greu să spui chestia asta. Hai să spui că la echipa națională ai putea să spui chestia asta, dar la echipa de club... Dar tu când jucai în banda stângă cu un fundaș stânga, nu începeai să vă simțiți, să știi că el urcă, mă retrag eu, îl completez eu. Corect, te completez cu fundașul de pe partea ta. Dar asta nu înseamnă că dacă, nu dau un exemplu, era suspendat fundașul stânga și intra altcineva în locul lui, nu mai știam... Nu, dar te înțelegeai la fel? Vorbeai. Tot la fel, vorbeam, comunicam din contra. Atunci asta vorbeam mai mult înainte de meci și spuneam, uite cum eu sunt obișnuit așa, eu uit așa. Adică așa. Vorbeam înainte de meci și spuneam, prin comunicare poți să rezolvi foarte mult în timpul meciului, doar printr-o simplă comunicare. Deci, domnilor, suntem aproape de partida echipei naționale cu Finlanda mâine seară, dar iată că încet, încet, echipele de Liga 1 erau pregătirile, mare parte dintre ele au făcut-o deja. Următoarele și ultimele se adună la începutul săptămânii viitoare. Au fost câteva schimbări importante în această perioadă, care au mai distras așa un pic, dacă îmi dați voi atenția, de la echipa națională. Iată că Marius Croitoru se desparte de FC Botoșani. Am înțeles până la urmă că nu era vorba chiar de acel impediment legat de fiul său, neclarități la semnarea contractului sau poate telefonul primit de Marius Croitoru de la FC Universitatea Craiova. Ionuț. Eu cred că Marius Croitoru s-a despărțit de FC Botoșani după ce a ratat play-off-ul, Ionel. Pentru că discutam aici în platou și îl întrebam pe Dacian, dacă îți mai aduce aminte, crezi că va mai rămâne Marius Croitoru după acele două săptămâni în care păreau că se înțeapă prin intermediul presei? Atât domnul Eftime pe Marius Croitoru, cât și Marius Croitoru pe domnul Eftime. Adică a fost un scurt circuit acolo și părea că dragostea se apropie de final, lucru care până la urmă s-a întâmplat. Pentru că Marius Croitoru a simțit un pic nemulțumirea și supărarea patronului Valeriu Eftime și s-a îndepărtat, nu-i mai răspundea la telefon. Știm bine că la un moment dat domnul Eftime a intrat la o televiziune și a spus, încerc să dau de el și nu-mi răspunde. Iată, a avut un termen să-i dea un răspuns la o solicitare din nou a patronului, nu a răspuns. Și de aceea patronul Valeriu Eftime a considerat că în acel moment colaborarea s-a încheiat. Da, se pare Dacian Varga că lucrurile au stat puțin mai altfel, pentru că patronul Valeriu Eftime, nemai având oarecum încredere în alegerile lui Marius Croitoru, ar fi delegat și pe altcineva să se ocupe la nivel de achiziții de jucători, lucruri care l-a deranjat teribil pe Marius Croitoru. Concret? Un impresar ales de Valeriu Eftime să se ajute practic cu Marius Croitoru, iar Marius Croitoru ar fi cerut în continuare exclusivitate pe această temă. Dar poate că era legat acest refuz. Valeriu Eftime a crezut până în ultima clipă totuși că îl convinge pe Croitoru. Cam astea erau ultimele informații. Probabil că și telefonul primit de la Craiova, unde ar putea să fie numit Marius Croitoru, să fi contat în această alegere. Am citit și eu în presă, am văzut că domnul Croitoru a spus că tot ce a cerut i s-a dat la Craiova, adică nu ar fi probleme în semnarea contractului. Cu staful lui pe care și l-a ales. Exact. Dar vezi de aceea în Varga un mariaj așa de reușit. Iată că Nicolo Napoli lasă o impresie foarte bună la Craiova, la N revenire. Și vine Marius Croitoru. Acolo sunt cam două săbii. La Craiova știm foarte bine impulsul familiei Mititelu. Va rezista Marius Croitoru dacă până la urmă va fi alesul acolo? Foarte greu, foarte greu. Pentru mine oricum e ceva de neimaginat să salveze echipa de la retrogradare Napoli și după aceea să plece. Să nu mai fie ce e bine de aceea. Și scuză-mă puțin, Ionuț, părerea mea, FC Universitatea Craiova a jucat cel mai bine în acest sezon cu Napoli. Dar de data asta se despart totuși cu zâmbetul pe buze. Lucru mai puțin scontat față de celelalte, despărțiri. Deci că înseamnă că e în joc de glezne și așa. Nu știu, dar de obicei era cu scandal, cu acuze nu prin presă. Vin, gata, exact, nu mai vin. Acum nu mai vreau să aud. Și-au strâns mâinile și au plecat. Dar vreau să te întreb pe tine, Ionel, legat de faza cu impresarii, câți bani a câștigat FC Botoșani din jucătorii pe care Marius Croitoru evident, singur i-a găsit și i-a adus? Cel mai bine știe finanțatorul Valeriu Eftime și evident că socotelile dumnealui sunt mai clare decât ale noastre și probabil bine, că această decizie în cunoștință de cauză. Acum dacă vine și ți-aduce un impresar, nu știu, 5 jucători sau 7 jucători sau 3, de ce să deranjeze? Nu văd de ce l-ar deranja. Atâta timp cât el ia decizia, el îi vede la antrenament și spune ăsta rămâne, ăsta nu rămâne, ăsta pleacă, exact. Ăsta semnăm. Bine punctat. Dacă ți-i impunea ție, băi, dacă ți-i impunea și îți spunea, ți-aduc 5 jucători și îi semnez, corect. Fără atunci să-ți dai era acord, o problemă. Da. Marius Croitoru se trage din director sportiv, are și el anumite legături, anumite relații pe care ai făcut pasul ăsta, Ionuț, că te-a antrenorat. Lasă-i și pe alții, probabil. Am mai avut cazuri de antrenori impresari. În ultima perioadă, poate că nu mai merge să lucreze. Da, nu știm acum. Nu exact, știm dacă... realitatea, 100%. Exact. Dar iată că la Craiova, că vorbeam de Craiova, nu e nebunie doar la FCU, ci și la CSU Universitatea Craiova, pentru că noul tehnician al echipei din Botoșani ar fi fost, în mod normal, Laszlo Balint,
Dar se pare că un telefon primit de la Mihai Rotaru, finanțatorul echipei CS Universitatea Craiova, unde apele sunt foarte agitate în relația dintre patron și Laurențiu Reghecamp, se vorbește în aceste ore de rezilierea contractului, se pare că Ghiussi Balint a primit un telefon care i-a oprit drumul către Botoșani, având această variantă, se vorbește, CS Universitatea Craiova, care ar urma, potrivit ultimilor informații, să rezilieze luni contractul cu Laurențiu Reghecamp. Și să spunem telespectatorilor că la Botoșani s-a dus Teja. Da, Mihai Teja este ales. Mihai Teja este noul antrenor, ce am citit în presă. Dar ce îmi pare, mi se pare o alegere așa, pentru că și Mihai Teja e un tip serios care impune respect așa, la o primă vedere, să spunem. Și pare un mariaj oarecum ok. Că spuneam de Craiova Croitorul. Și nu cred prea că și place patronului, pentru că ce am citit în presă spunea că el poate să se descurce, Mihai Teja poate să se descurce cu un buget de 4-5 milioane, deci nu cred că o să aibă nevoie de multe achiziții. Păi când și, o să lucreze materialul cu clientului. Exact. Păi dacă vin o perioadă în care stai în afara gazonului și nu ai foarte multe chemări, probabil că nici tu, ca antrenor, nu ai foarte multe pretenții. Te duci acolo în speranța că îți iese. Pentru că dacă refuzi și Botoșani acum, oricum nu era pe listă. Cum a fost, de exemplu, Claudiu Niculescu la Iași. Adică și de acolo au spus, Claudiu, îl sunăm pe Leo Grozavu. E prima varianta noastră. Dacă nu răspunde Leo Grozavu, vei veni tu. Iar tu, care dorești să muncești, stând pe margine ceva vreme, accepti și situația asta. Roagă-te să n-aibă semnal, nu să fie printr-o zonă. Oricum, dacă sunt să analizăm, exceptând FCSB, pentru Mihai Teja este cel mai înalt nivel Botoșani în acest moment. Este un antrenor bun, este un antrenor care și ține la disciplină. Dar place Mihai Teja. Eu mi-aș fi dorit să văd și alte fețe, Ionel și Dacian, în Liga 1. Mi se pare că sunt aceiași antrenori care se învârt la mai multe echipe. Sunt atâția... Pe cine vedea? Nu vreau să dau noi. Am și eu simpatiile mele. Dar chiar aș vrea să-l văd pe Daniel Pancu. L-avem pe Adi Mihalcea. Uite, Adi Mihalcea este reușită la Chindia, dar vine la o echipă moartă. La o echipă care se află într-un total șantier, Ionel, și nu știu cât va avea timp. L-aș vrea să-l văd pe Daniel Pancu în Liga 1. Nu te lua pe tine ce fără Îți mărturisesc că am o simpatie pentru el și vreau să-l văd în Liga 1. Aș vrea să-l văd pe Emil Săndoi la o echipă care să nu moară de foame. Cum s-a întâmplat? A fost chiar foarte bine. Da, a fost în primul sezon. Nu, stai puțin, ai spus că vrei alți antrenori. Da. Emil Săndoi e antrenorat de 20 de ani. Dar nu l-am văzut la o echipă care să-i asigure toate condițiile și să poată face performanță. Deci, la Chindia a avut, Ionuț. La Chindia în primul an, Ionel. Și acum a avut tot ce-i trebuie. A avut un buget. Când ți se vând în prin sezon golgheterii campionatului, ce liniște să mai ai? Da, mai bine jucător, dar asta e viața antrenorului. Lasă-l să termine campionatul. Și plus că a jucat numai în deplasare. Juci numai în deplasare toate meciurile. A jucat contextul numai în deplasare. Da, este, greu să să nu poți să-i spui tu finanțatorului tău, domnule, nu-mi vinde jucătorul. Pentru că aici este vorba și de contextul economic. Jucătorul, dacă îl întrebai pe Dani Popa, nu rămâne la Chindia niciodată. Pentru că varianta Coreea de Sud era mult mai bună pentru el. Îl întrebe Dacian Varga, Neguț, putea rata varianta CFR? No, niciodată nu putea rata. Ori atunci tu, ca antrenor, ce faci? Accept situația asta pentru binele jucătorului. Cred că a fost, nu numai pentru binele jucătorului, ci pentru binele clubului. Evident. Sunt vergonviți că au fost probleme financiare acolo, dar asta dar și a ajuns la la despărțirea asta de, nu știu, de Neguț împrumut, da, pentru că a luat niște bănuți. Păi da, dar au luat bani pe el împrumut, nu? La fel, Popa... La cât de repede dă banii CFR-ul, mi-e teamă că nu i-a luat nici acum. Nu, banii s-au plătit la Chindia. Pe de altă parte, iată, Chindia merge pe mâna unui antrenor, cum spune Ionuț, din Valul Tânăr. A fost tot felul de variante la Chindia, inclusiv Ghiussi Balint, care a cerut un preț destul de convingător, pe care Chindia, pentru că trebuie să ne ancorăm și la realitatea asta, Chindia spunea de Emil Săndoi, care a avut un salariu decent, plătit la timp. Chindia a avut stabilitate pe partea financiară. Acum se gândește, s-a gândit la Adi Mihalcea, un antrenor care a avut rezultate foarte bune în Liga a doua și care pare pregătit Dacian Varga să facă pasul către Liga 1. Chindia l-a ofertat, l-a numit, vom vedea acum cu ce rezultate. Sunt curios să văd dacă o să aibă rezultate. Stăteam acum și mă gândeam, foarte, foarte multe schimbări de antrenor. La Uta, da, Ilie Poiana, Chindia, Botoșani, Craiovele, dacă și Craiovele, Craiovele, deja sunt 5. Da, iată că face voluntar, chiar l-a confirmat ieri pe Liviu Ciobotariu pe Banca Tehnică și astăzi a semnat contracte cu majoritatea jucătorilor importanți, au prelungit angajamentele, face voluntar merge în continuare pe mâna lui Liviu Ciobotariu, deși erau la un moment dat tot felul de interpretări pe acolo, dar antrenorul a fost plecat în vacanță și cum s-a întors a semnat. Vom vedea dacă aceste modificări pentru că nu fiecare... Deci deocamdată avem 5 echipe care încep campionatul cu antrenori noi pe bancă. Și cu pretenții mari. Ilie Poenaru spunea, la UTA, obiectivul este play-off-ul. FC Botoșani, acum cu Mihai Teja, spunea patronul Vareu Iftime, play-off-ul.
Rapidul, prin vocea lui Daniel Nicolae, play-off-ul. Sepsi, play-off-ul. Toată cred, lumea... Cred că și cei de la FCU, dacă mă întreb pe mine, cred că de asta l-au adus pe da, ambițiile sunt foarte mari. Marius Croitor. Nu cred că l-au adus pe Marius Croitor ca să se bată la locurile, nu știu. Nu, și la care se vorbește că este stabilitate pe banca tehnică, iar apropo de asta de Adi Mihalcea, spunea că primul sezon, să dea Dumnezeu să-l prindă, primul sezon, acolo până la capăt, este unul de tranziție și pentru el, un antrenor care, iată, se înscrie în cerințele lui Ionuț, mai tânăr, cu dorință de performanță, la o echipă oarecum de mijlocul clasamentului, care nu are ținte foarte înalte, nu? Că nu îl oferta acum CFR Cluj pe Adi Mihalcea, nu? Da, și uite, mai dau două lume. Eu cred că e un pas înainte. E un pas înainte, evident, și poate a mers la o echipă de Liga 1. Suntem, cred că cu toți suntem curioși de aici de la masă să vedem, da, exact. Să vedem Chindia cum o să se descurce în nou. Și mai are Ionuț două nume. Mai am două nume, Mirel Rădoi și Adienci. Că-ți rămăsesem dator cu două nume pe care le-aș vrea în circuit cât mai rapid. Eu personal. Acum, dacă greșesc, pentru că suntem supuși greșelii cu toții... Dacă mă întreb pe mine, cred că Mirel Rădoi o să-l vedem. O să-l vedem. Uite, de exemplu, e o variantă la Craiova, exact. Mirel Rădoi, să spun acolo, dar și eu tot acolo l-aș vedea la CS Universitate. Foarte puțin timp între Giusi Balint, Mirel Rădoi, sau poate cine știe, clauza de reziliere pentru Laurențiu e destul de costisitoare, chiar și pentru un om cu puterea financiară a lui Mihai Rotaru. Ajung la un numitor comun. Probabil că e greu să cred că nu. Așa cum am ajuns noi, dragilor, la finele acestei emisiuni. Timpul trece repede, așteptăm o altă replică a echipei naționale mâine seară. După aceea vom vedea schimbările importante care s-au petrecut la nivel de Liga 1. Echipele își reau pe rând pregătirile pentru sezonul care va dura 16 iulie. Nu uitați, ne vedem mâine dimineață de la 10:30, în care invitatul nostru, primul de altfel, este Andrei Irimia, tânărul tehnician care a condus în sfârșit progresul Spartak către Liga 2. Ne va vizita mai apoi și Emilian Holubei. Vom avea mâine 3 ore și jumătate intense de fotbal aici la Metropola TV. Cel puțin deocamdată, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Metropola TV.